Deci noi acum avem latura, am reușit să arătăm că latura apă e congruentă cu latura MB. Exact. Amă cu MB, din ipoteză. Da, sunt congruente. Da. Am reușit să arătăm că apă e congruentă cu MB. Da. Și unghi dintre ele? Și unghi dintre ele e congruentă. Suntem în cazul de congruență latură, unghi, latură, da? Deci fie triunghiurile, fie Anca vorbește tu, fie triunghiuri. Fie triunghiuri care îl luăm în discuție. Ălea hașurat. A, P, N. A, P, N. Triunghiul A, P, N. Și triunghiul, nu știu că e congruent. Eu îl spre analiză. Și triunghiul vorbește, dar și scrie, și scrie. Tu te uiți pe figura ta, că ai figura acolo și vorbești. Și triunghiul M, M, B. M, M, B. Triunghiul M, M, B. Despre aceste două triunghiuri spunem că au. Hai, deci triunghiul ăsta te uiți și da. Și acum alegi o latură. M, 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 P, nu poți să o iei, că tu mă trebuie să arăți. M, M. M, M. M, M. Asta e ce va rezulta. Dar la astea două triunghiuri, tu, așa, trebuie să te oprești, ei ceea ce am și stabilit. Ce au cele două triunghiuri? Hașorate, tot, ce au? Stai să ne înțelegem. Tu ți-e clar despre un triunghi care are laturi și unghiuri? Da. Păi, citește-mi laturile triunghiului ăsta. A, N, A, P și P, N. Bun. La laturile triunghiului ăsta, citește-le. M, N, M, B și N, și M, B. M, B. Așa. Bun. Acum, de la cele două triunghiuri spui. Au o latură, unul are o latură, ia o latură, unul are pe A, P, și caută latura congruentă a celorlalți triunghi. A, P, A, P. Cu cine crezi că e congruentă din cele două triunghi? A, P, cu... M, P. Dar probabil M, P, P, P. Deschide gura mare și pronunță MB, ca să se audă la cameră, să poată să fie înregistrat. Fii mai cu inimă, mai cu curaj. Ce se întâmplă? Am discutat că sunt trei laturi, trei unghiuri. Hai să vedem latura aceea cu latura asta. Deci AP, încă o dată. AP congruentă cu MB. Cu MB. B, nu P. B. B, MB. B. De ce? Unde ai tu scris asta? Că AP e cât MB. Unde ai scris chestia asta? Este undeva scris rezultatul de la am muncit noi? AP este undeva scris AP cu da. MB. Păi B, M sau MB e una și aceeași treabă. Deci este scris AP. AP cu MB. Da. Deci zicem, avem AP, AP congruent cu AP congruent cu MB. AP congruent cu MB. Demonstrat. Am demonstrat, am muncit mai devreme. Nu e scris în ipoteză. Nu e de aici scris. Ci este demonstrat din ceea ce am făcut din mai devreme din segmente congruente, tăiem că sunt congruente și se întâmplă asta. Mai departe, ce mai au cele două triunghiuri? AM cu MB. Bravo. AM cu MB. AM. Dar să băgăm unghiul mai întâi. Unghiul ăsta de 60 de grade. Prin trei litere să-l citim, Adi. Tu citește. A, nu. M, A, P. Așa. M, A, P. Unghiul acela congruent cu unghiul din... Congruent cu... M, B, M. Corect. M, B, M. Cu M, B, M. Și spune de 60 de grade sunt. Da.
Da? Deci aici din grad e din ipoteză. Da. Ure. Și acum, încă a treia latură, încă al treilea element, da? Care să formeze unghiul ăsta, să mă duc în latură, unghi, latură. A-M cu M-B. A-M cu M-B. A-M congruent cu M-B. Cu B. Nu, N-B. Așa. Din ipoteză, că este dată în ipoteză. Și acum se întâmplă să am latură, unghi, latură. Conform cazului de congruență latură, unghi, latură, putem afirma că triunghiurile aceste luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul A-P-M congruent cu triunghiul M-M-B. M-M-B. Și dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. Adică? Adică? Adică A pe M cu M, B, adică A pe congruent cu M, nu? Asta am zis. A pe cu M, B. L-am luat în discuție. L-am folosit. Da, A e congruent cu M, B. Și ce rezultă? Și rezultă că... Și M, B e congruent cu M, B. Asta, cea de-a treia... Deci asta e cât asta le-am luat în discuția, le-am avut. Ne-am folosit de asta. Da. Da? Ca A, P, cât M, B. Ca A, M, cât M, B. Că unghiul din el, am ajuns la concluzia că triunghiul ăsta e congruent cu ăsta. Și din congruență rezultă că și celelalte elemente neluate în discuție sunt congruente două câte două. Adică latura M, P cu M, N. Deci M, P. M, P, congruent cu M, N, și încă, acum vreau să vă văd, unghiul e congruent de două câte două, care cu care? Unghiurile congruente de două câte două, care, unghi cu care unghi? Hai să nu, la asta 60-60 l-am luat, nu mai discutăm. Acum e P cu N. P-ul ăsta, dar citește printre litere. A, P, M. A, P, M. Îl scriu. A, P, M. Cu care? Cu M, N, B. M, N, B. M, N, M, B. Cu ăsta de aici, da? Să lăsăm. E părerea ei acum. Dar de ce? Argumentează. De ce cu ăsta? De ce crezi tu că ăsta de aici cu ăsta de aici? Ăsta de aici spre cine se uită? Care e latura la care se uită? Cu MBN. Da, să vedem până la urmă. Hai să vedem raționamentul. Deci A, P, M, începi să vorbești. A, P, M, se privește spre latura. Se privește spre latura M, P. Deci, încă o dată, unghiul A, P, M, da, privește spre latura. Care e latura la care se uită? A, M. A, M. A, M cu cine este congruent? A, M e congruent cu B, N. Cu B, N. Și spre B, N, cine se uită? M. Adică prin trei litere? B, M, N. B, M, N. Păi vezi? Așa ajunge. Deci, congruent cu B, M, N. B, M, N. Și al treilea unghi din triunghiul ăsta. Deci ăsta cu ăsta am clarificat. Al treilea unghi al triunghiului ăsta cu al treilea unghi al triunghiului ăsta. M. Prin trei litere vreau. E, ăsta. A-M-P. A-M-P. Și cu P-M-M. A-M-P ăsta. Cu care unghi? Cu B-N-M. B-N-M. Da? Cu rămas sau treilea, al treilea mai, ce mai e? Da. 60-60 este. Ăsta cu ăsta s-au descurtat și acum a rămas ăsta cu ăsta. Da? Da. Deci, hai să cite, spune-mi tu, unghiul A. A-M-P. A-M-P. Congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul B-N-M. B-N-M. Și dacă îți satisface și ăsta la discuția purtată de noi. Hai să vedem. A, M, P. Miruna, la cine se uită A, M, P? A,
MP se uită la MNB. La ce? La o latură se uită. AMP, unghiul AMP privește spre latura. Privește spre latura AM? Sau că... Cum să se uite? Unghiul ăsta de aici, MN. Uite, uite așa deschizătura asta. Pe cine îți privește? Pe cine are? Pe AP. Dar cum, tu cum vezi? Dintre unghiul ăsta, unghiul ăsta AMP se uită spre ce latură? Care e latura opusă unghiului de aici? AP. Da. Latura AP. Și AP cu cine este congruentă? Cu MN. AP dintre unghiul ăsta este congruentă cu? Cu MB. Cu MB. Și MB de cine este privit? De ce unghi? De N. De M, N, B. Da. De M, N, B. Așa trebuie văzut. Da? E foarte simplu, dar nu știu de ce. Da, vezi voi greutățile astea mari așa. Stai, stai deoparte, când nu te mai întrebi pe tine, stai la plajă. Deci trebuie să fii conectat tot timpul. Nu-ți permiți să scapi ceva din ce încă nu ți este clar. Dacă nu ți-e clar, insistă ca să înțelegi. Deci stai pe felie, pe problemă, ca să înțelegem bine. Eu asta am întrebat-o pe Miruna, ca să o activez și pe ea, și am spus, oare unghiul de aici și cu unghiul ăsta de aici, care vine din completarea la 180, cel de-al treilea unghi cu al treilea unghi, era de așteptat, 60 cu 60. E limpede din așa, că unghiul de aici cât unghiul de aici l-am stabilit, atunci ar trebui că ăsta de aici cu ăsta de aici. Și zic, mai satisface la discuția purtată, adică între unghiuri congruente, la laturi congruente, asta cu asta, se opun unghiuri congruente. Și asta am vrut să vedem dacă încă este valabil. Și concluzia este că este valabil și anume că triunghiul A, între unghiul AMP, unghiul AMP se uită spre AP. AP e congruent cu MB. Și atunci, spre MB privește unghiul MB. Și cât ăsta de aici. Bun. Am arătat că latura asta e cât asta. Acum să arătăm că asta de aici e cât asta. Ca să închidem discuția. Deci să arătăm că latura MN e cât TN. Hai să ne concentrăm. Cum arătăm că MN e cât PN? Acum să luăm alte triunghiuri. Exact. Așa adică... Deci, faptul că avem de arătat că MN e cât PN, visăm. Ce bine ar fi dacă am găsit două triunghiuri. O latură se intră într-un triunghi MN. Până să intri în alt triunghi. Păi, și despre cele două triunghiuri se putem arăta că sunt congruente? MNB cu PNC, nu? Da. MNB cu PNC. PNC. Hai să le luăm. Îl șterg pe ăsta, deci că nu mai intră în discuția noastră. Și îl calculez cu ăsta la altul. Deci, triunghiurile care intră acum în discuție sunt aceste două triunghiuri hașurate. Ce putem observa la cele două triunghiuri? Că CP, noi știm că... Hai să-i zic. CP este? CP e congruent cu... Cu cine? Unde te CP e congruent cu BN. Corect, din ipoteză. CP cu BN. Uite că avem aici. CP cu BN. Da, din ipoteză. Din ipoteză. Da. Da, știm că... Unghiul PN e congruent cu unghiul PN, adică unghiul ăsta de aici, care e 60 de grade, cu care unghi? Cu MBN. Cu M, B, N. Litera B la mijloc. 60 de grade, da? Da. Deci, fie triunghiurile, Adi vorbește. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile C, P, N. Da. C, P, N. Și triunghiuri. Da. C,
Ce pe E și triunghiul? Și triunghiul M, B, N. Corect. M, B, N. Cele două triunghiuri au? Păi, prima și prima oară C, P, e congruent cu B, N. Așa. C, P, congruent cu? Congruent cu B, N. B, N? De unde? De unde știm asta? Din ipoteză. Uite-te mai aici, IP. Da. Din ipoteză, e da? Corect. Din ipoteză. O, C, ăsta... Unghiul. Unghiul P, C, N, e congruent cu unghiul M, B, N. Așa. Tot din ipoteză. Deci, da. P... Din ipoteză. P, C, N. Da. Congruent cu unghiul N, B, M. M, B, M. De 60 de grade. Da? De măsură 60 de grade din ipoteză, sigur. Da. Din ipoteză. Și a treia latură. P, E. Nu, aia trebuie să demonstrăm. P, E trebuie să arătăm. Deci aceea care trebuie să nu putem lua în discuție. Când cu... Orientă cu eu, deci am demonstrat. Cu... Când... Așa, cu B, când congruent cu B, B, M. Demonstrație, da? Demonstrație, muncit de noi. Și acum conform cazului de congruență. Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Rezultă că triunghiul de luat în discuție triunghiul G până e congruent cu triunghiul M până congruent cu M până triunghiul M, B, N. Și din congruență rezultă că și celelalte trei elemente se congruente două câte două. Adică? Adică cine? Adică N, P cu B, N. Da. Deci? Ei, da. Nu, N, P cu cine? Cu M, N. Cu M, N, corect. Păi, sigur că da. De ce ai spus tu M, B? Păi M, B este luat în discuție și da. B, M este luat în demonstrație, nu? Da, deci B, nu. B, M, N. Deci cea de-a treia latură e P, C. De fapt, ca să fie și mai riguros, până da. E privită de ce unghi? De unghiul de 60 de grade. Unghiul de 60 de grade încolo se uită spre mână. Uite. Deci până cât mână. Până. Da? Până. Mână. Așa. Congruent cu mână. Și până cu mână și încă... Și două unghiurile. Și... Unghiurile care nu sunt luate în discuții, de 60-60. Acum luăm unghi care vreți voi din cele două. P, P, C, N. P? C, N. Nu, C, P, N. Nu, ai luat-o P, C, N. P, C, N l-am luat, de 60 de grade. C, P, N. C, P, N. Da. C, P, N. Da, unghiul de aici. C, P, N. Cu cine? Cu M, N. Spre cine se uită? Hai să o luăm ușor ca să nu greșim. C, P, N. Ce latură opusă are C, P, N? C, P, N. Care-i latura opusă? Noi, care-i latura opusă? Care-i latura opusă unghiul ăsta? A, C, M, C, N. C, N. C, N. Cu cine este congruent dintre unghiul ăsta altul? Cu M, N. Cu M, B. Da, cu M, B. Cu M, B. Spre M, B, cine privește? M. Dar prin trei litere vreau? M, M, N, B. Ați înțeles? Cu M, N, B. Și acum, unghiul de aici, cu care unghi? Hai să luăm unghiul de aici. Cine se opune unghiului? C, N, C, N, P. C, N, P. CNP. CNP cu... CNP, nu, luăm ușor. CNP. Lui unghiulea și ăsta, îi se opune ce latură? Care este latura? P, C. De ce, mai? Dar e atât de simplu. Da. Mi-a întrebat ce latură, domnul profesor.
deci în triunghiul CNP, ce latură îi se opune unghiul ăsta? CP. Da? CP cu cine este congruent din triunghiul ăsta? Cu BN. BN. Lui BN cine se opune? Ce unghi? M. Adică M, N. Și așa l-am descoperit. M, N. B, M, N. Eu ce vreau să vă spun, cred că am insistat destul de mult, dar voi încă n-aveți antrenamentul la ceea ce înseamnă latura opusă unui unghi și unghiul opusului latură. Hai să facem și chestia asta. Deci, vedeți? Triunghiul A, B, C. Spuneți unghiului A, citiți-l prin trei litere, și cine îi se opune, care latura care se opune unghiului din A? CB. CB. Deci unghiului CAB îi se opune latura CB. Așa prea, domnul profesor, să spuneți. Din trei. Să citeți unghiul. Deci numai din trei, că nu mă pot, mai ales când sunt atâtea unghiuri aici, nu mă pot, nu mă pot dirija, nu mă pot duce cu multă precizie. Deci trebuie neapărat prin trei litere. Așa am șansă. Da. Unghiului din B. Prin trei litere citește unghiul din B. CBA. CBA. Ce latură îi se opune CBA? CBA, latura pe... ce? Ia ce, atât de simplu. Și tu, Anca, la ce? Unghiul, citește unghiul din C cu trei litere. Nu C cu ce? ACB. Deci unghiul ACB, deci cel la mijlocul, litera din mijloc. Se opune la AB. Lui AB, invers acum, lui AB, ce latură, ce unghii se opune? Din trei litere. Lui AB, ce unghii se opune lui AB, latura AB? De lui AB îi se opune? ACB. Lui AC, Adi, lui AC, latura AC, ce unghii se opune? AB, C. A, de ce? Da, la ce se opune? De ce? Mai atât de simplu ce se întâmplă cu voi? Apoi parcă trebuie să spun de-aia. Deci nu înțelegi la școală. Da. Dar la școală pur și simplu copiază cum încearcă și aia să facă. Da. Acum, eu ce am făcut? Am insistat că se poate de tare, dar aveți și șansa când vedeți lecția să puneți de 10 ori bucata, cum de fapt au și cei care ne privesc acum, și puneți până când profesorul, până când înțelegeți voi, când calculatorul nu mai obosește. Asta e performanța. Dar dacă nu veți încerca și lăsați numai pe mâna lecției de aici, închipuiți-vă că cei care nu au șansa asta să fie la lecții, ei au doar filmul pe care l-am făcut noi acum. Ei vor reuși să învețe pentru că vor depune interes maxim, așa cum am depus acum interesul, de a mă face înțeles găzi, căutând de zeci de ori exprimarea cea mai adecvată, cea mai pe înțelesul vostru, ca lucrurile să fie înțelese. Deci, ce rămâne esențial când vi se cere să arătați că două segmente sunt congruente? Ca tehnică de lucru de până acum. Să reușiți să încadrați cele două segmente în două triunghiuri, le descoperiți voi, cele două triunghiuri, să arătați că triunghiurile sunt congruente și atunci, în baza congruenței, dacă să fie congruente, trebuie să vă plasați într-unul din cazul de congruență. Cel mai des este asta, latură, unghi-latură. Este și celălalt foarte des, unghi-latură-unghi sau latură-latură-latură, aceea mai rar. Latură-latură-latură-latură ca să arăți cu unghiurile. Și latură-unghi-unghi. Da. Păi îți place, dar... Deci, latura, latura. Stai o secundă, nu ce îți place ție important. Da. Păi dacă trebuie să... Iruna, urmărește-mă. Dacă tu trebuie să arăți că două triunghiuri, două segmente sunt congruente, trebuie să le prinzi în două triunghiuri, în care nu mai poți fi latura, latura, latura. E o prostie asta ce spune. Că tocmai trebuie să o afli pe una din ele. Păi cum să te gândești că ție îți place chestia asta, când n-ai șansă să o folosești acolo? Deci, eu asta am raționament, l-am elaborat, așa l-am zis. Dacă trebuie să arăți că două segmente sunt congruente, atunci visezi la alte două triunghiuri
în care nu vei mai avea șansa vreodată latura. De ce nici nu se folosește chestia asta? Foarte rar. Doar când ai nevoie să arăți că două unghiuri sunt congruente. Așa, acolo te poți gândi la latura. Dar în rest, cel mai des este asta, latură-unghi-latură sau unghi-latură-unghi, cu două unghiuri și latura acolo care se formează. Ei, și pe scurt, trebuie să știți cazuri de comprehență, să știți asocierea aia unghi-latură, latura opusă unghiului, cu latura cealaltă dintre unghiul celălalt, să alegeți ușor și corect laturile și unghiurile care sunt două câte două congruente după ce ați arătat că trebuie sunt congruente. Deci, insist și vă spun, dacă veți face și voi efort, că nimic nu se poate, chestia cu pesmeții muieți sunt, da, dacă aștept să-i moie cineva și tu nu, nici măcar să dai din guriță, nu vrei să faci asta, nu se poate. Deci, matematica sau tot ce se presupune act de învățare, presupune și efort făcut. Nu așa să pice din cer informația, nu. Este urmarea unui efort depus. Așadar, aici, acum, am arătat că asta e cât asta. Asta e cât asta. Înseamnă că toate trei sunt congruente, nu? Da, da. Deci, hai să spunem, în concluzie, avem așa. M, pe M, congruent cu mână, așa mână. Am demonstrat, da? Cu mână. Apoi, dedesubt, mână. Congruentă cu nâpă. Congruentă cu nâpă. Am demonstrat. Nâpă. Și din astea două rezultă, de fapt, că toate sunt congruente. Dacă asta cât asta, asta cât asta, astea, toate între ele sunt congruente, da? Deci rezultă acum că MP congruent cu mână și congruent cu nâpă. Deci toate trei congruente înseamnă că triunghiul mână-pă este lateral. Da? Și cu asta am arătat că triunghiul așa construit este echilateral. Da. Mamă, repede o problemă în minte, hai să discutăm. Rezolvarea o să o găsiți pe internet. Este deja făcută problema asta. Și cu ocazia asta am făcut un experiment în vara asta. Am fost într-un sat undeva și la o școală acolo am fost invitat și am făcut ore cu un grup de copii care terminase clasa a 6-a. Nu știu ce lecție este de acolo, dar dacă defilați în urmă, găsiți lecția aceea făcută, repet, într-o școală și unde le-am sugerat lor că ar găsi într-o altă zonă de problema rezolvată, s-au dus acasă, au rezolvat-o, au înțeles foarte bine problema în totalitate și când au venit la școală, au zis, eu vreau să ies la tablă, profesor, să fac problema. Și ești la tablă și făcut problema și e filmat acolo. Așadar, vă formulez acum, discutăm, iar cât privește redactarea și tot ce așa, vreau să o vedeți de pe film. În felul ăsta vă trimit la ceea ce înseamnă varianta pe care foarte mulți copii o folosesc. Zeci și mii de copii, zeci de mii de copii lucrează după Prof Online. Și vedeți comentariile, nu vă mint. Dar unde sunt sale? Ce? Comentariile? Comentariile sunt așa. Dacă intri la video matematică acolo, de dat click, și apar lecțiile cele 360 da, așa, ei, în planul de sus acolo, toate comentariile de pe acest blog la matematică. Dai click acolo și vedeți toate comentariile. Oameni care își exprimă bucuria imensă când m-am întâlnit și învață după Prof Online. Și au ușurat capacitate, bacalaureat și așa mai departe. Veți vedea acolo, nu sunt scrise de mine. Dar voi așteptați să vină... Iată, mama este prezentă aici, Miruna. Este un spectacol. Voi nu vă dați seama ce se întâmplă. Este un spectacol ca unul din părinți
să stea aici, să urmească zi de oră, de oră, minut de minut, cu gândul că ar vrea să înveți ea parcă în locul tău, numai să te vadă odată când pornești și faci matematică cu drag. Este spectaculos să se întâmplă. Nu știi să prețuiți, asta e altă problemă. Dar așa lucru e rar de... Așa mi se întâmplă când alți părinți mă sună și la telefon și mă întreabă și nu știu ce, cu ochii, îi simt cu ochii în lacrimi când simt că copilul lor este ajutat. Da, așa trebuie să înțelegi. Deci, trebuie depus și de către voi efort. Iată problema asta. Să dăm un dreptunghi. Un dreptunghi. Ce e la un dreptunghi? Hai să vedem. Aveți imaginea unui dreptunghi? Da, caietelul vostru. Eu am un cap. Da, deci caietul vostru. Poți să-l și desenezi. O foaie, o așa mai departe. Un dreptunghi, da. Cum da, uite, caietul nostru chiar. Deci, să dăm un dreptunghi. A, B, C, D. Când am pronunțat cuvântul dreptunghi, înseamnă că trebuie să știți că are patru laturi, patru unghiuri, nu așa? Da, și cade complet. Și unghiurile toate de câte grade? 90. 90 de grade. Deci toate unghiurile de 90 de grade. Bun. Și laturile sunt două câte două congruente. Da. Adică DA congruent cu CB. DC cu AB. DC cu AB. DB da. Cu AC, dacă ar fi. Deci DB, DB diagonala, da? Cu AC, diagonale, sigur că da. Deci acest lucru trebuie reținut. Și că diagonale sunt deci congruente și că se înjumătățesc. Da, adică nu sunt de 45 de grade unghiurile. Se înjumătățesc în sensul ăsta că AO, AO este cât OC, că DO este cât OB. Da? Deci asta, când am pronunțat cuvântul dreptunghi, imediat în mintea voastră s-au declanșat toate aceste informații. Deci în legătură cu dreptunghi. Laturile opuse sunt congruente două câte două și paralele. Da. Nu oricât de-am pronunțit, nu se mai întâlnesc la. Deci ca paralele și congruente două câte două. Da, Sorine. Salut, salut. Sunt la treabă. E încuiat ușa? Așa, acum o deschid. Trimit pe cineva, da? Gata, rezolvat. Vine? Da, e fetița clasa 10-a care... Fetița clasa 10-a care vine? Care vine la treabă. A, de clasa 10? Mm-hmm. Vedeți? Am venit singur. Da, da. Așa, da. Așa. Singura fetiță. Da. Hai să vedem ea și alte mii, sunt alte mii de copii care acum stau pe prof online și fac tema. Deci, uitându-se la lecția noastră de vineri. Poate la lecția voastră de vineri, la alte lecții care sunt acolo, sunt sute de lecții. Da. Exact, desenul ca la problema 3, de la test. Cam la problema 3, numai că acolo era parlogram, cum ieși de figură. Da. Deci nu reușiți un dreptunghi, ci un parlogram. Și de aici avem cât două câte congruente. Deci aici, în plus, diagonale sunt congruente. Da. Deci AC cât DB și sigur că se înjumătățesc, dar unghiurile nu sunt de 45 de grade fiecare. Da. De 45 de grade sunt la pătrat. Știm. Da? Bun. Păi eu ce vreau găsit? Nu 45 de grade, nu la pătrat, de 90 de grade am obosit. Da, profesor? Da. Dar de aici, din prima dată, seama că două cu e congruent cu A, O, B, pentru că stă pus la vârf și două A e congruent cu Q, O, B, pentru că stă pus la vârf. Ce ai spus încă o dată n-am fost. D, O, C, cu A, O, B. D, O, C, C, cu A, O, B. Cu A, O, B. Sunt congruente opus... pentru că sunt opuse la vârf. Sigur că și da. Și două A cu Q, O, B, iar sunt congruente. Sigur că da. Deci două,
când am dus două așa, două drepte ca să intestează, formează, da, formează perechi de unghiuri opuse la vârf acolo, da? Două pe două. Bun. Deci, odată ce am pronunțat dreptunghiu, imediat toate aceste lucruri sunt în mintea voastră foarte clar. Păi, da. Acum, construim pe latura BC un triunghi echilateral. Cum construiesc eu ala de triunghi echilateral pe latura BC, în exterior, așa? Pe latura BC... Se construim un triunghi echilateral. Facem cu... compasul. Exact. Și vedem cât am luat la CB, cât centimetri am... Nu cât centimetri, pur și simplu deschidem compasul, cu vârful aici și cu vârful creionului în cer. Dar descriem un alt de ce. Da? Da. La fel, la fel facem cu vârful compasului în cer și deschidem un alt de cer. Și iată că am găsit vârful E, B, E, C. Deci B, E, C. Triunghiu B, E, C. Pe latura A, B construiesc un alt triunghi echilateral. Deci un alt triunghi echilateral. A, B, F. ABF. Și haideți să scriem ipoteză. Ce avem în ipoteză în clipa de față? Ce avem dat? În ipoteză avem dat așa. A, B, C, D. Ce este ABCD? Ce am spus că este ABCD? Hai, vină, A, B, C, D, un dreptunghi. Da. Un dreptunghi. Un dreptunghi. Ce-am construit când ați dreptunghi? În mintea voastră a declanșat toate informațiile de care am discutat, da? Da. Ce-am construit pe latura BC? Ce este B? B, C, E. B, C, E. BC este un triunghi echilateral. Triunghiul B, C, E. Și respectiv A, B, E. A, B, sunt două triunghiuri, da? Triunghiuri echilaterale. În legătură cu triunghiurile echilaterale, ce lucruri aveți acum în minte? Toate laturile sunt egale. Toate laturile și unghiurile sunt egale. Unghiurile 60 de grade, toate laturile între ele. Deci acestea le avem subînțelese, da? Imediat în mintea noastră. În concluzie, iată ce v-aș cere, în concluzie. 1. Să arătați că D e, deci D e, D e congruent cu A e, cu A e, congruent cu D e, congruent cu FC, cu FC și congruent FC și cu FE. Deci, cele câte sunt aici? 5 segmente. DE, cu AE, cu DF, cu CF și cu EF. Toate cele 5 congruent. 2. Să arătați că FB, FB segment, semidreapta FB este bisectoarea unghiului, bisectoarea unghiului. Deci FB, bisectoarea unghiului CFE. Unghiului, bisectoarea lui CFE. CFE. Și tot atât de bine că EB, așa, că EB e B,
bisectoare a unghiului, deci am zis E, B, bisectoarea unghiului A, E, F. A, E, F. 3. Dacă prelungesc pe CE cu AF, CE cu AF, șterg aici, că voi aveți scris acum, deci CE cu AF, prelungite, se întâlnesc într-un punct M, deci la 3 spunem AF, AF intersectează CE pe CE și egal mulțimea formată din punctul M. Se cere să aflăm unghiul, se cere să aflăm unghiul M, adică unghiul EMF. Măsura unghiului EMF. Deci măsura unghiului EMF e la câte grade? Ce am pus să ce 4? Deja îi vor să-mi puști, doamne. Deci, care... Adică să-mi puști, deci... Treiul AF... Treiul înseamnă să arătăm că AF... Intersectat cu CE, egal punctul M. Da? CE, când le prelungim cu AF, se găsesc în punctul M. Se întâlnesc în punctul M și se cere unghiul E, E, M, F. Adică câte grade are unghiul de aici? Da. Și 4. Să arătăm că M, B, M, B, fică perpendicular pe E, F. M, B, perpendicular pe E, F. Deci, M, B, dreapta M, B, e perpendiculară pe E, F. Asta e problema făcută. Dar este făcută pe internet. Deci e rezolvată pe internet, asta înseamnă că vă puteți face tema... Luăm de pe internet, căutăm, căutăm până când o găsim și... Păi, dacă nu înțelegi... Voi să o demonstrați. Dacă nu înțelegi, profund, ai frumos. Da, o găsiți chiar în două locuri. O găsiți și la Nicoleta. E făcută și cu, în categoria problemelor cu Nicoleta de anul trecut. Acolo când spune dacă ești în stare în stadiul lui Nicoleta și vrei, poți. Dai click acolo și ți-e deschid toate filmele cu Nicoleta. Care filme sunt în succesiunea celor 360 și nu știu cât de filme acolo. Da? Le găsiți acolo, lecțiile și le găsiți cu Nicoleta. Nu știu câta, căutați și voi măcar atâta lucru. Deci vă puteți duce și găsiți lecția acolo. Nu, n-am reținut neapărat. Și tot așa în succesiunea celor, găsiți și lecția făcută în comuna aceea, cu fetița la tablă, fetița aceea, figura o vedeți acolo, fetița care s-a apucat, o găsit-o ea de la Nicoleta, ca să vă spun istoricul. Ea l-a propus-o cum vă propus-o voi acum, era făcută cu Nicoleta și atunci ea o descoperit, s-a dus, o înțeles-o și a spus, eu vreau să ies la tablă să vă arăt că am înțeles-o. A fost extraordinar. Deci până atunci nu ieșise la tablă, niciunul nu dorise să iasă, dar acum s-au bătut, pur și simplu, care să iasă. Și am mers pe următorul lucru. Le-am invitat pe rând. Și am zis, da, vă invit pe rând. Pentru că au vrut să arate că au putut învăța după Prof. Online, asta a fost super. Da, deci mi-aș dori să apară așa, să vă spun, da, domnule, am înțeles problema. Vă dă de acolo, am înțeles, pentru că acum o aveți rezolvată și explicată. Da? Și în două etape, în etapa cu Nicoleta și în etapa când eleva liceul reia și face așa mai departe. Așadar, ne oprim aici, pentru că aceasta e tema pentru care vreau să vă las vouă și să vă spun că trebuie muncit. Nu simpla prezență. Este un lucru frumos că astăzi, la ora asta, sunteți aici la treabă. Este un lucru remarcabil, dar nu este suficient. Deci nu este suficient. Este nevoie de mult efort.
Anca, este prima întâlnire, ai o formă de timiditate bazată și pe lipsa multor cunoștințe, trebuie să spunem pe cea dreaptă, și trebuie să îndrăznești, să te debarăsezi de starea de la clasă, aceea în care tu acum ai fost pus într-o situație inedită. Că niciodată n-ai fost antrenată în timpul lecției. Tu știi așa, odată ce începe profesorul să spune acolo ceva la tablă, tu stai liniștită și eventual singura ta obligație este să copii de pe tablă pe caietel. Dar asta au făcut-o mai toți elevii. Când vor să schimbe statutul și vor să treacă de la stadiul acela de simplu copiator, parcă, nu aș zice, care face filmul lecții să strădă cât mai aproape de adevăr, dar nu reușește niciodată, pentru că niciodată relații care scrie acolo nu au o succesiune, nu au explicațiile. Și atunci erau numai niște relații aruncate pe caietele acolo, care nu aveau nicio relevanță. Ei, acum încercăm altceva. Sigur că sunt greutăți, sigur că, da, ne schimbăm statutul, vrem, muncim și reușim. La revedere! La revedere!